Salutare și bine ați venit la un nou episod aici pe canal. Astăzi vreau să ne satisfacem o curiozitate, dar până să ajungem acolo, nu uita să apeși pe butonul de like, să dai un subscribe și să îmi spui dacă tu ți-ai satisfăcut această curiozitate. Știți cum se spune? Curiozitatea a omorât pisica. În acest caz, curiozitatea o să omoare ceva pifacoiți. Am tot văzut pe opening-uri cu acest pachetel de 125.000 de coins sau 2.000 de FIFA points. Cred că am băgat destul FIFA points, cred că am cumpărat destul de pachete cu FIFA points și doresc să văd cu FIFA points. 27 de iteme. Mai avem și acest Jumbo Rar Players Pack cu 32 de iteme. I don't know. Acum că l-am văzut pe ăsta, ideea e că diferența este că aici nu avem Hero Loan și așa mai departe, ceea ce îi doresc, că oricum aia sunt adiționale aici. Doresc acest Path to the Glory Essential Pack, ce mi-s 25.000 în plus, ce mi-s în minus, așa că vreau să-i dăm în el, și să vedem ce prindem. O să fie scurt și o să ne enervăm rapid. Hai să vedem. 125.000. Bine, bine. Avem Hero Franța. Papin, 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 Papin. Avem Papin. Avem Papin. Avem Papin. Totally worth. Totally. What the fuck. Totally worth. 125.000 pe Papin. What? Totally, bă, eu am simțit că trebuie să-l iau. What? Papin! Ok, atât este și el pe market, tot 120 ceva. Ok, fair, bine. Poate m-am entuziasmat un pic cam tare. Dar insane, insane de bun. Gabriel cu Marez și 3 duplicates care sunt Stones, Uribe și cu Pașalici. Plus aceste picuri. Hai să luăm picurile. Bă, nu mă pot plânge. Papin e esențial. Colorata, poza e gata, literalmente. Așa arată echipa mea, plină de culori. Curiozitate hrănită, satisfacție maximă. Nu mă pot plânge. Papin din Path to the Glory. E amuzant că n-am prins niciun Path to the Glory. Vă mulțumesc că v-ați uitat și la acest video. Nu uitați să mă lăsați în comentarii dacă voi ați deschis pachetul acesta. Și până data viitoare, vă urez spor la pachetele. Și nu uitați, jucați FIFA, că nu vreți să fiu eu mai bun decât voi. V-am pupat. Ciao!